Pământul sterp. A fost odată într-o țară un împărat care se hotărâ să le facă dreptate supușilor săi și să împartă pământul. Astfel, țăranii care se înghesuiră de dimineață la curte și mai duseră pe deasupra și câteva plocoane, primiră loturile cele mai frumoase și mai mănoase. Spre sfârșitul împărțelii veni și rândul unui țăran muncitor, cu suflet bun și cu frica lui Dumnezeu. Acestuia nu-i mai rămăsese din ce să aleagă, așa că împăratul îi dădu un lot pe care toți ceilalți îl refuzaseră, deoarece era sterp și pietros. Omul îi mulțumi însă și plecă. Nu ai să poți cultiva nimic pe el, îi spuse un consătean. Omul sfințește locul, răspunse țăranul și își văzu de drum. Se ocupă de pământ cât putu de bine, îl săpă și îl îngrășă, iar apoi semănă grâu. Spre surprinderea tuturor vecinilor săi de pământ, grâul țăranului nostru era mai frumos decât al lor și în curând crescu mult mai mare. Văzând una ca asta, oamenii încercară să-l convingă să le vândă lor pământul. Vinde-mi-l mie, îi spuse într-o zi un vecin încercând să-l convingă că ce tare pietros și sterp. Anul ăsta ai avut noroc, dar la anul nu vei mai avea, iar eu îți voi da pe el de 10 ori prețul, așa ca să nu zici că mi-l dai pe degeaba. Țăranul căzu pe gânduri 2-3 minute, după care îi răspunse isteț. Cu mare plăcere ți l-aș da, dar cum ai spus, e sterp și pietros, iar eu nu aș vrea să păcălesc pe nimeni, cu atât mai puțin pe tine care mi-ești vecin. Și eu știu un lucru, pământul rodește unde mâna muncește. Știa și vecinul, pământul cât de bun ar fi, fără lucrător rămâne sălbatic.